Am intrat în această seară să vă arăt pasta mea de mandarini. Este o aromă de, pentru torturi, prăjituri. Ia uitați, este făcută din mandarine și zahăr. Este foarte bună pentru torturi, pentru prăjituri, pentru cozonaci. Se poate face și din rămâi sau din portocale. La 300 de grame de rămâie sau de mandarină. Deci mandarina se pune tot cu coajă, spălată foarte bine. Să nu fie tratată, în primul rând. Tăiată feliuțe. La 300 de grame de mandarină, rămâie sau portocală, se pune 100 de grame de zahăr. Se amestecă și se dă pe foc. Se lasă cam 20 de minute și se poate adăuga în cozonaci, în prăjituri, în checuri. O aromă naturală. Eu o și congelez. O pun în... Uitați. Și când am nevoie, scot câte o bucățică, două, câte îmi trebuie, ca să dau aromă la prăjituri, la biscuiți. Este foarte, foarte bună. Important este să căutați mandarine, lămâi, să nu fie tratate. Și cu portocalele puteți folosi, face același lucru. Spălate, tăiate cubulețe, cu zahăr. Tot la fel, la 300 de grame de fruct. Puneți 100 de grame de zahăr. Și dați pe foc. Se lasă la scăzut pastă de mandarine. Aromă de mandarine. Este bună, 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 bună. Să încercați și voi să vedeți cât este de bună. Și să încercați să faceți și din lămâi. O bunătate. Și dă o aromă foarte, foarte bună la prăjituri, la cozonaci mai ales, la checuri, la biscuiți. Pastă de mandarine. Poate fi făcută și din lămâi sau din portocale. Și vă aștept și pe canalul meu de YouTube, Prăjituri cu Camelia și nu numai. Acolo găsiți fel de fel de prăjituri și de cozonaci și plăcinte și biscuiți și torturi, sărmăluțe, plăcinte sărate, cu spanac, cu urdă. Și găsiți în jur de 16 rețete de cozonaci, una diferită de cealaltă. Cozonac și cu frământare și fără frământare, în două culori. Am făcut un cozonac și cu lichior de cireșe, simplu. Am încercat să fac o floricică, o steluță în interior. Este împletit într-un mod pe orizontală, pe verticală este împletit. Este mai bine spus, este construit pe verticală și apoi l-am pus în tavă pe orizontală. Și când se taie, la fiecare fel ieșe modelul în interior, ca o floricică, ca o steluță. Păi mai găsiți checuri cu cireșe, cu cireșe negre. Chec zebrat, brioșe, multe, multe, multe. Mai găsiți pe canalul meu de YouTube și și panetonele și pasta. Am pasta cu brânzică foarte, foarte bună și pasta cu ciocolată. Pasta de mandarini este o aromă naturală și poate fi și congelată. Când avem nevoie, scoatem puțin cubuleți de aromă naturală. Este foarte, foarte bună.
poate fi folosită la toate prăjiturile, la torturi, la checuri. Putem face și din lămâie. Lămâile și toate fructele să nu fie tratate, să căutăm să nu fie tratate. Sau asta de mandarine. Avem nevoie de 300 de grame de mandarine și 100 de grame de zahăr. Spălăm mandarinele, le uscăm, apoi le tăiem cu bulețe. Într-o tigăiță punem mandarinele tăiate. Adăugăm și zahărul. Amestecăm. Și punem pe foc până scade. Cât este încă fierbinte, o să mixăm mandarinele până o să obținem o cremă. Și dăm la rece. În decembrie am făcut un cozonac baban cu miere de albine. Astăzi l-am făcut cu zahăr. Am făcut și varianta cu zahăr în decembrie și în decembrie am făcut cu portocale, cu această pastă, dar de portocale. Astăzi am făcut acest aluat cu pastă de mandarini. Este foarte, foarte bună. Sper să vă placă și vouă. Încercați. Eu am pus aici 4 linguri pline, nu lingurițe, 4 linguri. Mie îmi plac mai aromate. Fiecare pune după gust. Se pune o lingură, se amestecă și după aceea se gustă. Acest aluat este fără frământare. De cât amestecăm toate ingredientele, am făcut și video. Această pastă de mandarine poate fi și congelată. Eu o pun în această foie transparentă și o pun într-un compartiment aici, în această formă de cuburi de gheață. O presez foarte bine și uitați. Și o las aici. O să mai facem încă una. Aceasta este pasta de mandarini care mi-a rămas de la aluatul de cozonac și am să o congelez și am să o folosesc la următoare rețetă. Acum o să strângem bine și am să pun aici, în acest compartiment. Aici am această pastă de mandarine pe care eu am folosit-o la acest aluat de cozonac. Acum o pun în această folie transparentă, o strâng foarte bine și o pun aici ca să o congelez pentru când o să mai fac ceva dulce. Deci toate acestea o să le tăiem. Așa. Mai punem una.
sper că v-a plăcut această rețetă de mandarine, de pasta de mandarini, o aromă naturală și care poate fi folosită nu numai la cozonaci, dar și la alte prăjituri, la torturi, la blaturi, chiar și la creme, la brioșe, la cozonaci. Este foarte bună pentru piericuri, pentru orice fel de prăjitură doriți. Poate fi făcută și din lămâie, să fie cu coaja tratată sau din portocale. Eu astăzi am făcut din mandarine, foarte, foarte bună, poate fi și congelată, pusă în aceste compartimente și când avem nevoie să scoatem și să folosim la prăjituri această pastă de mandarine. O putem congela și este foarte ușor de făcut și foarte, foarte bună. La fiecare 300 de grame de fructe adăugăm 100 de grame de zahăr. Fructele trebuie spălate, lăsate la uscate foarte bine, apoi tăiate cu burețe, puse cu zahăr pe foc la cam 20-30 de minute să scadă bine, apoi cât să punem totul într-un vas și o să mixăm bine totul, sau mixăm și mixăm bine totul până obținem această pastă pe care o folosim la cozonac. Astăzi am făcut acest aromat de cozonac foarte bun, un cozonac fără frământare, pe care eu acum am să-l las în frigider toată noaptea până mâine dimineață. Pasta care mi-a rămas, eu am pus-o în aceste compartimente, am separat-o și când am nevoie scot câte un cubuleț și îl adaug la prăjituri. Aroma naturală foarte bună. Vă mulțumesc mult că ați fost alături de mine.